Nu știe nimeni cu exactitate numărul românilor plecați în străinătate. Autoritățile recunosc că e imposibil să aibă o evidență exactă a celor care pleacă peste graniță, însă cu siguranță numărul lor trece de 4 milioane. În contextul în care această migrație este un fenomen continuu, autoritățile și-au propus să deruleze ample campanii de informare, pentru ca cei care pleacă să o facă în deplină cunoștință de cauză. Oficial, 700.000 de români sunt plecați în străinătate. Neoficial, numărul lor poate fi și de 10 ori mai mare. E greu să avem o evidență exactă a celor care pleacă să muncească peste graniță, pentru că în foarte multe cazuri aceștia își păstrează adresa și buletinele românești. Aflat astăzi la Zalău, secretarul de stat în Ministerul Românilor de Pretutindeni, Veaceslav Șaramet, a vorbit despre românii plecați peste graniță la muncă sau la studii, în cea de-a doua categorie, aflându-se însă mult mai puțini. Este foarte greu de estimat câți români sunt plecați în străinătate. De ce este greu? Pentru că sunt românii când pleacă, își păstrează buletinul cu domiciliu în România, nu își fac pașaport cu domiciliu în țara de reședință, da? Există clar un număr oficial la Ministerul Afacerilor Interne cu evidența clară cu celor care dețin un pașaport CRDS. Da. Sunt în jurul de 700.000, dacă mă întrebați pe mine. Dar numărul real al românilor este mult mai mare. Noi estimăm la Ministerul pentru Români de Pretutindeni o cifră în jur de 4 milioane jumate, 5 milioane de români care sunt plecați în diaspora de mobilitate, cum o numim noi, adică pentru a căuta o oportunitate mai bună. Dar în același timp noi punem la românii care nu sunt în afara țării și comunitățile istorice. Comunitățile istorice sunt acei români care s-au născut în jurul granițelor și stau acolo de o viață, fie că vorbim despre Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Albania și așa mai departe, Republica Moldova, unde și acolo sunt 3-4 milioane de români. Pentru ca cei care aleg să plece din țară să o facă în perfectă cunoștință de cauză, autoritățile derulează în prezent campanii de informare în toată țara. În cadrul campaniei Informare acasă, siguranță în lume, primarii sunt mobilizați să ducă informațiile în mijlocul comunității, mai ales în mediul rural. E o campanie de informare a cetățenilor noștri din România, care vor să plece sau care au gânduri de a pleca în a căuta o oportunitate mai bună de muncă, fie că sunt tinerii care pleacă la studii, fie că sunt persoanele care pleacă la joburi din astea sezoniere. Încercăm să venim cu niște recomandări clare către cetățenii noștri, astfel încât atunci când se duc în orice stat de reședință, în orice stat și aleg ei, să nu devină victimele ale diferitor abuzuri, fie că vorbim despre abuzuri în câmpul de muncă, abuzuri de orice alte tipuri, nu știu că vorbim abuzuri sexuale sau și așa mai departe. Una din problemele principale ale românilor atunci când pleacă din țară este că nu se informează foarte bine. Nu se informează, nu știu să știe acele simple și banale recomandări de a nu da buletinul, pașaportul nimănui, încredința nimănui, de a ține minte un număr de telefon în memorie în cazul în care se ia telefonul și să poată să apeleze de pe orice terminal, să aibă și o parolă cu cei de acasă în cazul în care este supravegheată așa, să se informeze foarte bine despre contractul de muncă pe care îl semnează, pentru că contractul de muncă trebuie să fie, chiar dacă este într-o limbă străină, trebuie să fie și în limba română obligatoriu și trebuie să fie semnat înainte de plecare, nu după. Trebuie să se informeze despre țara de reședință unde se duce, dacă există o ambasadă, există un oficiu consular. Să anunțe oficiu consular ambasada. Noi românii nu avem deprinderea asta de a anunța, din păcate, ambasadele, că ne gândim, nu știu de ce, dar e un lucru bun de făcut. Despre astfel de informații care, încă o dată, poate par banale la început, dar dacă nu le avem și nu le știm, inclusiv în subconștientul nostru, pot apărea diferite cazuri și câte și mai câte.